Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața, domnul Luca. Da, nu știu ce om. Ce ziceai? Da. De ce spui ochelarii? Să văd mai bine. Ce să vezi mai bine? Da. Nu trebuie să citești nimic. Eu știu. Trebuie să citești mesaje. Nu știi când apare ceva de citit. Ba da, acum apare. Acum vor apărea multe lucruri de citit pentru că vor veni multe mesaje, deoarece, deoarece face din nou experimentul nostru obișnuit în care difuzăm un sunet. Nu vă spunem ce, cum, cine, în ce fel este făcut și voi trebuie să ghiciți. Desigur, premiem cu felicitări răspunsurile creative. Așadar, fiți atenți. Urmează un sunet care este cu totul și cu totul special. Da. Ce îl face? Cum este cine făcut? Sau ce? Cine, ce? Fiți atenți. Și dați-ne mesaje. Crezi că, îl mai dăm? Îl mai dăm o dată. Da, 0728-3132, 0728-3132, mesaje pe WhatsApp. Da. Ia să vedem cât de creativi sunteți. Cine, ce, cum, în ce fel ar putea fi făcut un astfel de sunet? Primul mesaj a venit de la Luci, sifon. Adevărul că seamănă, te duce cu gândul acolo. Nu cred că există vreun gânsac care face așa. Sifon în țeavă. Da. Bergodi. Bergodi e de-a diavol tasmanian. Freză dentară. Nu, am fost la dentist, numai frezele dentare nu fac așa. Pui de ciolac. Pui de ciolac? Nu știu ce e ăla, că n-am văzut. Spuma de, tubul de frișcă. Spuma de la espresor. Aha. Aia cu tubul de frișcă e cea mai frecventă până acum. Aha. Băi, nu mai, că tubul de frișcă nu e tub de frișcă, vă garantez că nu este tub de frișcă. Mă, deci nu reușesc, nu știu cu ce faci tu acolo pe tabletă, Luca. Aspirator, dar... spumă de ras. Nu se poate citi, a? Sunt multe mesaje. Luca, la meciul de aseară. Adevăr că aici e cel mai aproape. Cred că de mai degrabă Zaf la meciul de aseară. Nu mi se pare un sunet de bucurie, ci un sunet de groază. Țeavă de aspirator vertical. Bă, deci n-avea niciun răspuns corect până acum. Nici. Ia, mai dăm o dată. Mai dăm o dată, fiți atenți. Aerisire calorifer, deci, deci e porc înjunghiat. Nu e porc, deci nu vă gândiți, nu e de Crăciun înregistrarea. Le dăm, pui de tigru. Începem să dăm... hinturi? Da. Facem aluzii? Da, da, este un animal. Aha, e un animal. Da. Nu știu cât mai să se pare că animal e? Da, este un animal. Este un animal viu. Da, e pasăre, zice cineva. Da, cumva, hai să spunem că... Animal tip pasăre. Băi, este o pasăre, este incredibil. E prima dată când am auzit cum face pasărea numită kiwi. Kiwi, care este și un fruct și o pasăre, și un neozeelandez. Uh-huh. Este o pasăre, când o vezi așa în poze sau în filmări, este extraordinar de delicată. Este ca o bulă cu pene pufoase, care are un cioc lung și subțire așa. Și este super drăguță. Crezi că are pene? Mi se pare că e... Are ca un chelios. Puf pe ea, așa, nu. Cum mă să fie chelios? Are ca un puf pe ea, nu știu la ce chivite uiți. Are puf. E ăla din înregistrare, de unde ai luat are sunetul. Puf, nu zboară, n-are aripioare, practic umblă pe două piciorițe, dâg. Da, are un mers ciudat. N-am auzit-o în viața mea făcând vreun sunet. Până când, iată, este filmată, apărând în cadru, ridicând ciocul către cerul înstelat și făcând aceste sunete înspăimântătoare de zombi înjunghiat, după care pleacă din cadru. Asta este pasărea kiwi, pasărea națională a Noii Zeelande. Și nu fructul. Fructul nu cred că este... Fructul, da, fructul e mai bun. Fructul, da, e românesc. Mai dă o dată sunetul. Zici că nu i-am... Da. Păi nu, dar sifon, frișcă, țeavă... Sună spumă. Îți sună spumă, da. Și sifon era... Eu cred că îți fac din sifon. Din sifon asta. Da. La car... din tub de frișcă. La carcalete avem o... Stai puțin, ai încercat să cânti din sifone și... Nu, dar zic dacă m-aș... Nu, avem... Putem. Uitați, mai avem o provocare pentru voi. Vă rog să ne trimiteți pe mesaj... definiția cuvântului carcalete. Ce înseamnă carcalete? Am avut aici o discuție pentru voi. Da, ce înseamnă carcalete? Ce este carcaletele? Cum este făcut carcaletele? Ce conține carcaletele? Și vorbim mai târziu. Aha. Bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.